toți creștinii cu iubire. Uniți-vă în rugă și cânt, la jertfa pe care o aduce Hristos, mielul vrednic și sfânt. Treimii sfinte să-i dăm slavă prin jertfa-n care celebrăm. A Domnului tainică moarte și a Lui înviere o cântăm. Prin jertfa cea mare și sfântă, prea bunul și blândul Iisus ne aduce din cer mântuire și har de la Tatăl de sus. Treimii sfinte să-i dăm slavă prin jertfa-n care celebrăm. A Domnului tainică moarte și a Lui înviere o cântăm. Îngerul Domnului a vestit Mariei: Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu. Să ne rugăm. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Înger Dumnezeu, Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Și cu Duhul tău. Toate popoarele, bateți din palme, aclamați-L pe Dumnezeu cu strigăte de bucurie. Fraților, să ne recunoaștem păcatele, ca să putem celebra cu vrednicie jertfa Sfintei Liturghii. Mărturisesc Dumnezeu Puternicul și Vărăția că am păcătuit prea mult cu gândul, cu mântul, cu faptul. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Gloria, gloria, in excelsis.
dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești sfânt, Tu singură, Domnă, Tu singur preanalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărire a lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Gloria, gloria in excelsis Deo, in excelsis Deo. Să ne rugăm. Dumnezeule, Tu ne-ai înfiat prin harul Tău și ne-ai făcut fii ai luminii. Nu îngădui să fim învăluiți de întunericul greșelii, ci păstrează-ne pururi în strălucirea adevărului. Prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu, împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt, în toți vecii vecilor. Citire din Cartea întâi a Regilor. În zilele acelea, Domnul i-a spus profetului Ilie, pe Elizeu, fiul lui Șafat din Abel-Mehola, unge-l profet în locul tău. Ilie a plecat de acolo și l-a găsit pe Elizeu, fiul lui Șafat. El era cu 12 perechi de boi înaintea lui, iar el era cu 12 perechi. Ilie a trecut pe lângă el și și-a aruncat mantaua peste el. Elizeu a părăsit boii, a alergat după Ilie și a zis, lasă-mă să-i sărut pe tatăl meu și pe mama mea și voi veni după tine. Ilie i-a spus, mergi și întoarce-te, cât știi ce ți-am făcut. S-a întors din urma lui, a luat o pereche de boi, i-a înjunghiat, iar cu plugul de la acești boi i-a fiert carnea. A dat poporului și au mâncat. Apoi s-au ridicat, a mers după Ilie și i-a slujit. Cuvântul Domnului. Tu, Doamne, ești partea mea de moștenire. Tu, Doamne, ești partea mea de moștenire. Păzește-mă, Dumnezeule, pentru că-mi caut refugiu în Tine. I-am spus Domnului, Tu ești Dumnezeul meu. Domnul este partea mea de moștenire și cupa mea cu sorți, Tu ești acela care ai în mâna soarta mea. Tu, Doamne, ești partea mea de moștenire. Îl binecuvintesc pe Domnul care m-a sfătuit la aceasta până și noaptea mă îndeamnă inima. Îl am mereu în fața ochilor pe Domnul, dacă El este la dreapta mea, nu mă clatin. Tu, Doamne, ești partea mea de moștenire. De aceea inima mea se bucură și sufletul meu tresaltă de bucurie. Ba chiar și trupul meu se va odihni în siguranță, deoarece nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nici nu voi îngădui ca cel credincios al tău să vadă pe putrezirea. Tu, Doamne, ești partea mea de face cunoscută cărarea vieții, în fața ta sunt bucurii depline și desfătări veșnice la dreapta ta. Tu, Doamne,
Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Galateni. Fraților, pentru libertatea ne-a eliberat Hristos. Așadar, rămâneți tari și nu luați din nou jugul sclaviei. Voi, fraților, ați fost chemați la libertate, numai că această libertate să nu fie ocazie pentru a sluji trupului, ci sluziți-vă prin iubire unii pe alții, căci toată legea este împlinită într-o singură poruncă, să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar dacă voi vă mușcați și vă mâncați unii între voi, aveți grijă să nu fiți nimiciți unii pe alții. Așadar, vă spun, umblați în Duh și nu împliniți poftile trupului, căci trupul dorește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva trupului. Acestea se împotrivesc unul altuia, așa încât nu puteți face tot ceea ce voiți. Căci dacă sunteți conduși de Duh, nu numai sunteți sub lege. Cuvântul Domnului. Aleluia, 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 aleluia. Vorbește, Doamne, căci slujitorul ascultă. Tu ai cuvintele vieții veșnice. Aleluia, 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 aleluia. Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. Mărire ție, Doamne! În acel timp, când s-au împlinit zilele înălțării sale, Iisus s-a îndreptat cu hotărâre spre a merge la Ierusalim și a trimis soli înaintea sa. Și, mergând, au intrat într-un sat al samaritenilor ca să pregătească pentru el. Însă nu l-au primit, pentru că se îndrepta spre Ierusalim. Văzând aceasta, discipolii Iacob și Ioan i-au spus: Doamne, vrei să cerem ca focul să coboare din cer să-i consume? Dar întorcându-se, el i-a mustrat. Și-au mers într-un alt sat. În timp ce mergeau pe drum, cineva i-a spus: Te voi urma oriunde te vei duce. Dar Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, însă Fiul omului nu are unde-și rezema capul. Altuia i-a spus: Urmează-mă. Acela a răspuns: Doamne, lasă-mă să merg mai întâi să-l îngrop pe tatăl meu. Dar el i-a spus: Lasă morții să-și îngroape morții lor, dar tu mergi și vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul i-a zis: Doamne, te voi urma, însă mai întâi lasă-mă să mă întorc să-mi iau rămas bun de la cei din casa mea. Dar Iisus i-a spus: Nimeni care pune mâna pe plug și privește înapoi nu este vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristos.
Hristoase. Lăudați să fie Iisus Hristos. Iubiți credincioși, cu toții știm că anul pe care îl parcurgem acum a fost decretat de Sfântul Părinte Papa Francisc drept anul Divinei Milostiviri. Din decembrie anul trecut și până în noiembrie anul acesta, suntem chemați să reflectăm din ce în ce mai mult asupra acestei imagini a lui Dumnezeu Tatăl drept milostiv și îndurător cu noi, oamenii, cu păcatele noastre, cu infidelitățile și greșelile noastre. Și drept imagine a acestui Tată milostiv ne-a fost propusă și imaginea bunului samaritean, acela care se oprește pentru a-l îngriji pe aproapele său, rănit de beduini, probabil de răufăcătorii de-a lungul drumului. Am putea crede, gândindu-ne la această imagine a bunului samaritean, că toți samaritanii erau buni. Deseori este prezentată, datorită parabolei bunului samaritean, este prezentată imaginea samariteanului drept pozitivă. Dar iată că astăzi, în Evanghelie, vedem că nu toți samaritenii erau la fel de milostiv precum cel la care a făcut referință Iisus în parabola bunului samaritean. Din contra, chiar era o divergență între evrei și samariteni. Samaria este zona aceea situată deasupra Iudeii și dedesubtul Galileii. Cum privim spre harta Israelului, vedem că Israelul biblic era format din trei mari regiuni. Galileea, unde se află și Nazaretul, Samaria, o zonă astăzi destul de greu accesibilă, situată în Cisjordania, și urmează apoi în centrul țării de astăzi, dar atunci, pe vremea lui Iisus, era în Israelul biblic, era partea sudică, urmează Iudeia, cu capitala la Ierusalim. Pentru a înțelege ura aceasta care era între samariteni și evrei, trebuie să mergem un pic în spate, la originea conflictului dintre aceste două popoare, care sunt, să spunem așa, înrudite. Samaritenii provin tot din neamul ebraic. Pe la anul 1000, înainte de Hristos, regele David, după ce a unificat triburile lui Israel, cele 12 triburi ale lui Israel, și a stabilit capitala la Ierusalim, decide să construiască un templu lui Dumnezeu. S-a gândit el, nu e corect, eu să stau într-o casă din lemn de cedru și Domnul să locuiască în continuare, așa cum s-a aflat în cei 40 de ani de exod, cât au fost prin pustiul Sinai, prin pustiul Negev, apoi prin Iordania actuală. Nu e corect, am să-i fac și Domnului un templu, așa cum nu mai are niciun alt popor. Fiind însă el, David, un om războinic, având mâinile pătate de multe crime, nu i s-a permis lui să construiască acest templu. Însă fiul său, înțeleptul Solomon, este cel care duce la bun sfârșit acest proiect al construirii templului din Ierusalim, pe vârful muntelui Moria, unde Avram îl jertfise, sau cel puțin pregătise, jertfa fiului său Isaac. Am spus că nu a fost dusă la capăt această jertfă pentru că Dumnezeu a trimis un înger care a oprit jertfa lui Isaac. Acolo așadar construiește Solomon templul care avea să dureze peste 4 secole, pentru că în anul 586 regele babilonian Nabucodonosor cucerește Țara Sfântă, cucerește Ierusalimul și îl distruge din temelii și templul construit de Solomon și pe evrei îi duce în robia babilonică. Aveau să rămână în această robie babilonică timp de 70 de ani, până când regele persan Cirus a cucerit Babilonia, i-a eliberat pe evrei, i-a lăsat să se întoarcă în țara lor, le-a dat bani,
le-a dat ingineri constructori care să îi ajute să-și reconstruiască templul și astfel, sub conducerea preotului Ezra, evreii construiesc cel de-al doilea templu. Câtă vreme au fost în acea robie babilonică, în cei 70 de ani, evreii, marea majoritate dintre ei, s-au ținut a nu se căsători cu persoane din neamul la care au fost exilați, cu babilonieni sau babilonience. Însă au fost și dintre aceia care nu au observat această regulă strictă ebraică și s-au căsătorit evreice cu babilonieni, evrei cu babilonience, și aceștia, când s-au întors în țara lor, nu au mai fost lăsați să-și reconstruiască templul, să ajute la ridicarea celui de-al doilea templu. Așa că ei s-au izolat la muntele Garizim și acolo au construit un alt templu, pe vârful muntelui Garizim, în Samaria. Aceștia sunt așadar samaritanii, samaritenii la care tot face referință Sfânta Scriptură. Vedem așadar că încă de la început era un conflict și religios între ei. Deși erau frați, deși erau din același neam, au început să nu se mai iubească, ba chiar să se urască pentru lucrul acesta. Și concurența aceasta, încercarea de a-L diviza pe Dumnezeu, a ajuns până acolo încât să se spună că trebuie să te rogi numai la Ierusalim, așa susțineau evreii, pe când samaritenii ziceau, nu, la muntele Garizim e locul unde trebuie să ne rugăm, aici este templul. Iată că ura aceasta, așadar, care s-a transmis din generație în generație, ajunsese și până în timpul lui Isus. Ne amintim și de discuția pe care Isus a avut-o lângă fântâna lui Iacob cu femeia samariteancă. Ne amintim, iată, și de exemplul pe care ne l-a lăsat Mântuitorul, prin care a arătat că, deși sunt străini, deși lumea îi consideră dușmani, Dumnezeu privește la inima omului și dacă acel om, bunul samaritean, a acționat conform impulsului inimii sale, inima bună, Iisus l-a lăudat și l-a dat de exemplu, drept bunul samaritean. Astăzi însă Evanghelia ne-a prezentat niște samariteni care l-au refuzat pe Iisus. I-au zis, pe aici nu se trece. Tu, pentru că mergi la Ierusalim, mergi să te rogi la un alt templu decât cel pe care îl credem noi templul valabil, nu vei putea trece pe aici. Și i-au închis calea. Era de fapt o prefigurare a multor bariere pe care Iisus avea să le întâmpine la Ierusalim. Era ultimul drum pe care Iisus îl făcea la Ierusalim pentru Paștele ebraic, Paște cu ocazia căruia a și fost răstignit, a murit pe cruce și apoi a înviat. Atât de mare a fost scandalizarea ucenicilor lui Iisus, încât doi dintre ei, numiți chiar fiii tunetului, i-au cerut lui Iisus permisiunea să se roage ca să coboare, să coboare din cer foc care să îi mistuie pe acei samariteni. Dar nu acesta era planul lui Iisus. El nu vrea răzbunare și notează evanghelistul că i-a mustrat. Urmează apoi trei chemări, trei vocații risipite. Ne-a fost prezentată imediat după refuzul intrării lui Iisus în acel sat samaritean, ne-a fost prezentată o chemare care pare să aibă inițiativa proprie din partea celui care era candidat la colegiul apostolic. A venit la Iisus un om care i-a spus, Doamne, te voi urma oriunde te vei duce. Probabil că era entuziasmat de cuvintele pe care le spunea Iisus. Probabil că era mișcat de minunile pe care Iisus le făcea și știind că se îndrepta spre Ierusalim pentru a lua în primire împărăția sa, omul acela s-a gândit că este o bună ocazie ca să prindă și el un post călduț în acest guvern nou pe care avea să-l instaureze Iisus. Și Iisus îi spune, știind că omul acela căuta
confortul, căuta comoditatea, îi spune, vulpile au vizuine, păsările cerului au cuiburi, însă fiul omului nu are unde să-și plece capul. Și l-a părăsit omul acela. El tocmai asta căuta, un culcuș, căuta un loc comod. Pe un altul, Iisus însuși l-a chemat. I-a zis, urmează-mă. Dar el a cerut un răgaz. Lasă-mă mai întâi să merg, să-l îngrop pe tatăl meu. Și Iisus îl refuză. Deși în prima lectură pe care am ascultat-o astăzi, profetul Ilie, după ce l-a chemat să îi fie urmaș, să îi fie ucenic Elizeu, i-a permis acestuia să meargă, să și-a rămas bun de la familia sa. Iată că Iisus consideră că timpul s-a scurtat, nu mai este niciun timp de pierdut, lasă morții să-și îngroape morții lor, dar tu mergi și vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul i-a zis, Doamne, te voi urma, dar mai întâi vreau să mă întorc să-mi iau rămas bun. De data aceasta, chemarea pare să fie jumătate din partea lui Iisus și jumătate propria inițiativă a celui chemat. Nici pe acesta Iisus nu-l încurajează datorită răspunsului pe care l-a dat. Lasă-mă mai întâi să mă întorc. A pus condiție chemării sale. Mai întâi vreau să-mi iau rămas bun. Și Iisus îi spune, nimeni dintre cei care pune mâna pe plug și privește înapoi, nu este vrednic de mine. Iubiți credincioși, dacă ar fi fost împlinite aceste trei vocații despre care am auzit astăzi la Evanghelie, probabil că în calendarele noastre am fi avut nu doar 12, ci 15 apostoli. Din refuzul pe care aceștia l-au arătat Mântuitorului, ne dăm seama că de multe ori și noi ne-am aflat în această situație, sau poate, Doamne ferește, încă ne mai aflăm. Iisus nu vrea să anuleze relațiile interumane, nu spune că trebuie să renunțăm la bunele relații cu cei de lângă noi, dar să-L punem totdeauna pe primul plan pe El. Să nu punem acel cuvânt, dar, te voi urma, dar, sau te voi urma, dacă. Să nu punem niciodată, așadar, condiție, vreo condiție urmării lui Hristos, ci totdeauna să mergem convinși că El este Cel care vorbește pentru noi, El este Cel care vorbește prin noi și astfel putem face și noi să punem o mică picătură la venirea acestei împărății a lui Dumnezeu. Ne rugăm deseori rugăciunea Tatăl nostru și spunem în această rugăciune, vie împărăția ta. Putem conlucra și noi la această venire a împărăției lui Dumnezeu, vestind împărăția lui Dumnezeu, nu numai prin cuvinte, cât mai ales prin faptele noastre, prin viața noastră de adevărați creștini, așa cum așteaptă Dumnezeu de la noi. Amin. Lăudat să fie Iisus Hristos! Și acum să ne mărturisim credința noastră. Cred într-unul Dumnezeu, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Cred într-un Domnul Iisus Hristos, Domnul Dumnezeu. Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu creat, o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii, pentru a noastră mântuire. Scripturi și s-a suit la cer
cea de dreaptă Tatălui și iarăși va veni cu mărire să judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul și la Fiul precede, cu Tatăl și cu Fiul, este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Într-una sfântă, catolică și apostolică biserică. Fraților preiubiți, Dumnezeu ne cheamă pe noi, oamenii, pentru răspândirea Evangheliei. Acum, în rugăciunea noastră, să-i cerem să ne facă să corespundem la chemarea sa și să trăim ca buni creștini în lume. Să ne rugăm și să spunem, arată, Doamne, lumii, mântuirea ta. Pentru ca slujitorii bisericii să iubească pe ceilalți frați cu inima lui Hristos și să fie dispuși să-și dedice pentru ei toate puterile și chiar viața, să ne rugăm. Mântuirea ta. Pentru ca misionarii angajați în noile biserici locale sau unde Hristos nu este cunoscut încă, să devină pagini vii ale Evangheliei, să ne rugăm. Arată, Doamne, lumii, mântuirea ta. Pentru ca toți să găsim puterea de a trăi cu adevărat credința, de a realiza speranța, de a construi iubirea și a trăi în acest fel, să ne rugăm. Pentru ca tinerii să-și pună încă de pe acum inima și energiile în slujirea lui Hristos, să ne rugăm. Pentru ca întreaga noastră comunitate, eliberată de condiționări, să răspundă la chemarea Domnului prin mărturia curajoasă a vieții creștine, să ne rugăm. Pentru ca toți credincioșii răposați, iertați fiind de păcate și împăcați cu Tatăl, să aibă parte de răsplata pregătită fericiților din cer, să ne rugăm. Dumnezeule, Părintele nostru, Tu ne chemi la viața în credință și la o misiune în lume. Dăruiește-ne puterea Harului Tău, care să ne susțină în momentele dificile și să ne facă să Te iubim în frații noștri. Așa Te rugăm, prin Hristos, Domnul nostru. Sfinte, îți mulțumim.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Dumnezeule, care prin tainele tale lucrezi cu putere mântuirea noastră, dă-ne, te rugăm, harul ca prin slujirea noastră să răspundem la sfințenia darurilor tale, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Sus inimile, le avem la Domnul. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Adevărat, vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem în mulțumiri pururea și în tot locul ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Tu i-ai iubit așa de mult pe oameni, încât l-ai trimis pe Fiul tău ca mântuitor al nostru. El a devenit asemenea nouă în toate, în afară de păcat, pentru ca noi să devenim asemenea Lui, iar Tu să poți afla în noi ceea ce iubeai în El. Prin neascultarea noastră am încălcat legământul încheiat cu Tine, dar Tu l-ai reînnoit prin ascultarea Fiului Tău. De aceea, Doamne, cu toți îngerii și sfinții, preamărim lucrarea iubirii tale cântând cu bucurie. Toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi.
De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne facem părtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu Episcopul nostru Petru și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta, și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru că împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de-a toate zilele, te rugăm astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește pe rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele, și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi: pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale.
și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi și cu Duhul tău. Oferiți-vă un semn al păcii. Iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mierului. Doamne, rământul meu, dar spune-L mai în cuvânt și să se arată în lui sufletul meu. Hristos, sfințește-mă, trupul lui Hristos, mântuiește-mă, sângele lui Hristos, iată-mă, apa proastă lui Hristos, fără-mă, apa mea lui Hristos, mântuiește-mă, omul este
Să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, ca trupul și sângele lui Hristos, pe care ți le-am oferit ca jertfă și le-am primit ca hrană, să fie pentru noi izvor de viață nouă, pentru că rămânând mereu uniți cu tine în iubire, să aducem roade care să dăinuie de-a pururi, prin Hristos, Domnul nostru. Vă rog să luați loc pentru anunțuri. Miercurea viitoare este sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Paul. Colecta din această zi, numită Obolul Sfântului Petru, este destinată susținerii nevoilor Bisericii Universale după intenția Sfântului Părinte Papa Francisc. Programul Sfintelor Liturghii este 7, 11, 16, 17 la cordon și 18. Vinerea și sâmbăta viitoare este prima vineri și prima sâmbătă din iulie. Ca de obicei, vineri, începând cu ora 9, vom vizita bolnavii parohiei. Sâmbăta viitoare, Asociația Sfântul Vincențiu de Paul din parohia noastră va organiza o ieșire la iarbă verde cu toți credincioșii parohiei care sunt dornici să facă o bucurie deosebită bolnavilor de la Bozieni. Înscrierea se face la biroul parohial. Plecarea va fi dimineață la ora 9 din fața bisericii. La ora 10 vom celebra Sfânta Liturghie cu bolnavii în curtea spitalului, după care vom lua prânzul împreună și vom continua cu joc și voie bună până la ora 16, când ne vom ruga împreună Sfântul Rozariu, iar în jurul orei 17 vom fi acasă. Costul participării va fi de 10 lei pentru fiecare persoană. În perioada 18-23 iulie va avea loc în curtea bisericii, ca și în casa comunității, campusul parohial pentru copii. Îi invităm pe copii să se înscrie de pe acum. Va fi un campus special pentru copiii de la grădiniță și până la clasa a 8-a, iar programul va fi de dimineața până seara, cu masă la amiază. Detalii la biroul parohial. A început înscrierea copiilor pentru prima împărtășanie de anul viitor. Sunt așteptați să vină copiii care încep în toamnă clasa a treia, însoțiți de unul din părinți. Aducem la cunoștință că a încetat din viață credinciosul parohiei noastre, Pavel Cojocaru. Locuia pe strada Privighetorilor și era în vârstă de 64 de ani. Înmormântarea va avea loc în cimitirul din Roman, la o dată pe care o vom comunica de îndată ce vom fi anunțați. Dumnezeu să-l ierte, să-l răsplătească pentru tot binele făcut, mai ales în calitate de fecior de biserică și corist, și să mângâie familia îndoliată. Iubiți credincioși, promisiunea e datorie curată și astăzi se împlinește promisiunea pe care am făcut-o, ca astăzi, 26 iunie, la ora 18, să ne vedem cu Părintele care ne va fi ghid în Țara Sfântă, Părintele Cristian Vacaru. Sosit de câteva zile în România, mai stă câteva zile și și-a făcut timp să vină pe la noi. De ce? Pentru că este deja un grup frumos de credincioși, 44 se anunță, nu? De credincioși care doresc să meargă în Țara Sfântă în toamnă. Părintele a venit să ne ajute, să ne pregătească pentru ca întâlnirea cu locurile sfinte să nu fie bruscă. A venit să ne ajute să ne răspundă la tot felul de întrebări pe care ni le punem, mai ales pentru cei care n-au fost niciodată sau nu știu prea multe lucruri. Parcă văzându-l aici, părintele a mai fost, acum vreo 3 ani, cred că a mai fost pe la noi și ne promite să vină de fiecare dată când vine în țară. Este de loc din Săbăoan, este aproape de noi, când trage acasă, trage și pe la noi. Și părintele, venind aici, ce puțin mie îmi lasă impresia că ne aduce o bucată din
nu, din Țara Sfântă, pentru că părintele este de 14 ani acolo, cunoaște Țara Sfântă ca și România, cred, ca și Moldova, mai bine poate, dar așteptăm să ne satisfacă curiozitatea noastră, dorința noastră de a ști cât mai multe lucruri despre Țara Sfântă, înainte de a călca locurile sfinte. Imediat acum ce se termină liturghia, după cântecul de final, vom reveni și Părintele va sta la dispoziția noastră chiar și o oră, dacă este cazul. În mod deosebit pentru cei care sunt pelerini, dar nu numai, poate rămânea oricine dorește să audă, chiar să vadă, Părintele are pregătite și imagini pe ecran. Îi mulțumim din toată inima că am acceptat să vină, să-și facă timp pentru noi. Lăudați să fie Iisus Hristos! Domnul să fie cu voi și cu Duhul tău. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim lui Dumnezeu. Lăudați să fie Iisus Hristos! Mai văd și feții cunoscute, unde ați mai fost pe acolo, fie la lucru, fie la în vizită, nu? Cine a mai fost acum în Țara Sfântă? Așa? Cu mine, nu? Ba da, nu cu mine. La muncă? Deci trei pe care știu, deocamdată i-am văzut că au fost la muncă. Ok. Și mai vreți să veniți? Câți din voi o să veniți? Cei care sunt aici, ridicați mâna, cine vine? Deci, și reprezentați pe alții, probabil, care sunt.
de acasă se uită. Poate veniți mai aproape. Da. În primul rând trebuie știut că a merge în Țara Sfântă nu înseamnă un favor din partea oamenilor sau nu este nici măcar o inițiativă proprie, nu că ne propunem noi să mergem și ne-am hotărât, ne înscriem și mergem. Este absolut necesară invitația din partea lui Dumnezeu, chemarea lui Dumnezeu. Și abia după aceea, după ce avem această chemare a lui Dumnezeu și răspundem în mod pozitiv la ea, se adaugă celelalte organizare și ajungerea acolo. Vă spuneam că nu este un favor pe care ne l-ar face autoritățile israeliene că ajungem și intrăm acolo în țara lor, pentru că este și țara noastră. Noi suntem creștini și ca atare creștinismul știm, acolo s-a născut. Mergem la rădăcinile credinței noastre. Așadar, ca și creștini, avem trei patrii. Prima este partea în care ne-am născut pentru viața aceasta, țara noastră, aici unde ne aflăm acum. A doua patrie este acolo, Țara Sfântă, patria credinței noastre. Și a treia patrie este cea din cer. Cum cântăm acel cântec, patria mea este sus, sus în cer. Când Dumnezeu va hotărâ, vom intra și în acea patrie. Dar deocamdată suntem în această patrie și ne pregătim și prin această întâlnire din seara aceasta să ajungem în cea de-a doua patrie, patria credinței noastre. Aici, bineînțeles, vom merge, din câte știu eu, biletul l-ați luat, plecarea va fi de la aeroportul din Iași. E o mare șansă acum să fim atât de aproape, nu? Cât sunt de aici 80 de kilometri, poate, până la Iași. Deci, față de înainte, cum era, trebuia plecat cu ore multe înainte, se pleacă mai lejer. De la aeroportul ăsta, din Iași, veți ajunge la Tel Aviv, unde după ce vă luați bagajele, aici ne întâlnim. Sala asta pe care o vedeți acum este sala aeroportului, terminalul 3 din aeroportul din Tel Aviv, un aeroport deschis destul de curând, în anul 2004 abia, chiar pe 1 noiembrie din 2004. Și aici, pe undeva, prin partea din stânga imaginii, o să vă aștept eu. Vom merge apoi afară unde ne întâlnim cu autocarul și plecăm în mod organizat spre nordul țării, spre Galileea, la Nazaret vom ajunge prima dată. Aici este un loc foarte frumos, pentru că Iisus s-a aflat la Nazaret cea mai mare parte a vieții sale. Știm că s-a născut la Betleem, dar de acolo a trebuit să fugă, a cunoscut și el refugiul, nu? A fost fugar, cum se spune astăzi, da? Sau refugiații. Tot se face multă vorbire zilele acestea despre refugiați și Sfânta Familie a fost nevoită să fugă în Egipt pentru că Erod comandase uciderea tuturor pruncilor cu vârsta mai mică de 2 ani. Așa că au mers în Egipt, dar când s-au întors din Egipt, Iosif nu s-a oprit la Ierusalim, nu s-a oprit la Betleem, de unde era el originar, ci a mers mai departe în Galileea, în Nazaret. Prin asta, de fapt, s-a împlinit acel cuvânt din Vechiul Testament, cuvântul profeților care zicea că el se va numi Nazarinean.
Aici vom vedea o chestie nouă, nici măcar Părintele Pavel nu a văzut acest centru Maria de Nazaret. A fost deschis în anul, în 2007 s-au început lucrările și abia de 4 ani s-au definitivat și primește pelerini acest centru Maria de Nazaret al comunității Chemin Neuf, Noua Cale, o mișcare din Franța, unde au această capelă numită Capela Unității, dar în ea vom ajunge abia la finalul unui parcurs multimedia, unde vom vedea în 4 camere tot parcursul mântuirii, prezentat cu imagini de o înaltă calitate profesională, chiar și holograme vom vedea acolo, vom vedea, de exemplu, într-o singură sală sunt la un moment dat 10 proiectoare, imagini peste tot, nu vreau să vă stric prea mult surpriza, cam așa este una dintre sălile în care vom intra și vom vedea câte un sfert de oră imagine. Rețineți doar atât, Centrul Maria din Nazaret. De aici vom avea de pe terasă o imagine frumoasă acestei bazilici, biserica cea mai mare din tot Orientul apropiat, Biserica Bunei Vestiri, locul unde Arhanghelul Gabriel i-a vestit Sfintei Fecioare Maria că a fost aleasă de Dumnezeu să-i fie mamă. Multe mozaicuri sunt în Țara Sfântă, mozaicul știți foarte bine, este modul cel mai potrivit, cel mai bun de a păstra peste timp o imagine, pentru că este făcut din pietricele care nu schimbă culoarea și puse una lângă alta, pietre acestea dau imagini deosebit de frumoase. Aici o să intrăm în locul unde a început totul. În bazilică este grota Bunei Vestiri. Cei care ați mai fost, cu siguranță, retrăiți acele emoții și ori de câte ori, cred că vă rugați rugăciunea Îngerul Domnului, retrăiți emoția de a fi fost acolo. Și într-adevăr, acolo când o să fim în Nazaret, o să adăugăm cuvântul aici. Când o să ne rugăm Îngerul Domnului, vom spune Îngerul Domnului aici a vestit Mariei. Cum și la Betleem este scris pe steaua unde s-a născut Iisus, aici, Fecioara Maria l-a născut pentru noi pe Iisus. Sau la Ierusalim, în mormântul sfânt, este scris de cel căutați pe cel viu între cei morți, nu este aici. Deci o să auziți foarte des acolo insistența pe adverbul acesta de loc, aici. Iată grota, așadar, unde se află altarul și pe piciorul altarului vedeți scris acolo, nu știu cât se înțelege, verbum caro hic factum est. Aici cuvântul s-a făcut trup. Sfânta Familie ne va fi călăuză în acele zile acolo, pentru că vom fi practic la ei acasă. Nu ne vom simți deloc străini, va fi cu siguranță o atmosferă primitoare, pentru că Maria cu Iosif, alături de copilul Iisus, adolescent, un tânăr, care acolo a trăit după ce s-au întors din pribegia egipteană, ne vor întâmpina și ne vor conduce în acele zile cât vom sta la Nazaret. Iată, aceasta este Biserica Sfintei Familii sau Biserica Sfântului Iosif, pentru că la subsolul acestei biserici se află grota, casa Sfintei Familii și atelierul Sfântului Iosif. Iată, această statuie, în jurul ei se află misterele de Nazaret. Aici, la Nazaret, chiar vom prinde la un moment dat rugăciunea Rozariului de Nazaret, niște mistere speciale care doar acolo le-am auzit meditate. Primul nu putea să fie altul decât Buna Vestire adusă Mariei. Al doilea mister de Nazaret, Buna Vestire adusă lui Iosif. Iosife, nu te teme să o iei ca soție pe Maria, logodnica ta, pentru că ceea ce s-a zămislit întrânsa provine de la Duhul Sfânt. Al treilea mister, Sfânta Familie se stabilește la Nazaret. Când se întorc din Egipt, se stabilesc la Nazaret. Al patrulea mister, copilul creștea în vârstă, înțelepciune și har înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor. Și al cincilea mister, al rozarului de Nazaret, este Iisus vestește împărăția lui Dumnezeu acolo, la Nazaret, în sinagoga din Nazaret. Unde vom merge și în aceasta, iată, aici este sinagoga în care Iisus, citind din cartea profetului Isaia, a citit tocmai acel pasaj unde se spunea, când va veni Mesia, ochii orbilor vor vedea, urechile surzilor vor auzi, limba celui mut va putea vorbi și așa mai departe. Practic, prerogativele lui Mesia. Și apoi închizând cartea, a dat-o slujitorului și toți așteptau predica. În loc de predică, Iisus le-a spus atât. Cuvintele pe care le-ați auzit acum s-au împlinit. Adică nu mai așteptați un alt Mesia, pentru că nu va mai veni. Și ei, considerând că el blasfemiază, se dă drept Mesia, el care nu este Mesia, așa credeau ei,
L-au luat și l-au dus pe muntele aruncării ca să-l arunce în prăpastie. Dar el, întorcându-se, spune evanghelistul, a plecat de acolo. S-a dus la Cafarnaum. Și vom ajunge și noi în ziua următoare la Cafarnaum, unde a locuit Iisus în casa soacrei lui Petru. Încă la Nazaret, rămânem cu imaginea aceasta, în biserica ortodoxă de la Nazaret, numită Izvorul Maicii Domnului. O biserică în cripta căreia curge și astăzi, de 3000 de ani, continuă să curgă la Nazaret, izvorul, numit astăzi Izvorul Maicii Domnului, sau Izvorul Mariei, izvor din care a băut apă Sfânta Familie. O biserică frumoasă, pictată de români de-ai noștri, frații Moroșanu din Suceava. Iată aici, în capătul acestei cripte, acestei grote, se află jos, acolo, izvorul care susură și astăzi, și ne putem închipui și pe Iisus, copil, venind pentru a se juca la apă. Așa copiilor le place, unde e apă, se stropesc, se joacă, așadar și Iisus a venit deseori aici, Maria, la fel ca toate femeile din Nazaret, venea și ea pentru a lua apă și a o duce acasă. Vom fi cazați aici, la Nazaret, la Hotelul Surorilor de Nazaret. Este o congregație care în anul 2005, chiar în ziua când murise Papa Ioan Paul al II-lea, de fericită amintire, Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, a murit pe 2 mai, pe 3 aprilie, surorile împlineau 150 de ani de prezență continuă acolo la Nazaret. Deci, așa din 2005, mai adăugăm încă 11 ani, și au 161 de ani de prezență. Aici este hotelul lor unde vom fi cazați la Nazaret. Vom merge cealaltă zi la Cana Galilei, unde, poate n-ar trebui să stric eu toate surprizele, dar vă și pregătesc cu un drum, familiile care veți veni acolo veți putea reînnoi promisiunile matrimoniale. Să aveți inelul pe deget, care va fi din nou binecuvântat, veți face ceea ce de obicei se face la 5, la 10, la 25 de ani, la 50 de ani de căsătorie, acolo este Cana Galilei, unde Iisus a binecuvântat familia și unde veți putea reînnoi promisiunile matrimoniale pe care le-ați făcut în ziua căsătoriei voastre. Este aici, la subsolul bisericii, și un vas din piatră, probabil unul dintre cele 6 vase în care Iisus a schimbat apa în vin. Iată, apoi la Tabca, vom merge la Biserica Înmulțirii Pâinilor și a Peștelor, o biserică ținută de călugării benedictini germani, ce păstrează în pardoseală mozaicul de la cea de-a doua biserică, cea făcută de un episcop din Egipt, pe nume Macarie. Deci, istorie foarte multă se găsește aici în Țara Sfântă. Dar alături de acest mozaic vechi, se află un alt mozaic, chiar și mai vechi, iată acesta, peștii aceștia doi și cu coșul de pâini, cu pâini dintre cei doi pești, amintește de minunea pe care aici a făcut-o Iisus, când cu doar 5 pâini și cu 2 pești a săturat o mulțime imensă de oameni, în care numai bărbații erau circa 5.000. Și știm, la evrei nu se numărau decât bărbații. Putem să ne gândim că pe lângă acei 5.000 de bărbați erau poate încă pe atâtea femei, de asemenea, bătrâni, copii care nu erau numărați. Piatra aceea pe care o vedeți deasupra și sub altar, deasupra peștilor și coșul cu pâine și sub altarul bisericii, spune pelerina Egeria că pe acea piatră s-a așezat Iisus când a binecuvântat pâinile și peștii pe care le-a dat ucenicilor, ca ei la rândul lor să le dea mulțimii. La vreo 200 de metri distanță vom merge în biserica Primatul Sfântului Petru, tot la Tabca. Este o biserică ce amintește de cea de-a treia apariție a lui Iisus înviat ucenicilor săi. Când toată noaptea au stat la pescuit, n-au prins nimic, în zori se întorceau triști spre mal și Iisus îi zice lui Petru să arunce mreaja în partea dreaptă a bărcii și vor prinde. Și au prins 153 de pești mari. Iată, vedem cum biserica este construită pe o stâncă, pe stânca pe care Iisus a pregătit micul dejun acea dimineață ucenicilor săi. Nu este așadar piatra asta la care se referă Iisus când îi zice lui Petru: tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea, dar vă voi explica acolo unde este locul original și
de ce nu este acest... Aici a fost și Papa Paul al VI-lea, de fericită amintire, în anul 1964, după aceea în anul 2000 a fost și Papa Ioan Paul al II-lea, așadar un loc de puternică încărcătură spirituală. Lângă, la vreo 6 km maxim, se află Biserica de pe Muntele Fericirilor, o biserică făcută în 1937 de arhitectul italian Antonio Barluzzi, care amintește de predica lui Iisus de pe munte. Aici vom face și noi Sfânta Liturghie în ziua aceea, nu în biserică, ci într-o mare catedrală făcută de Dumnezeu însuși, în natură. Și alături de corul nostru, apropo, vom cânta foarte mult zilele acele, vom avea cărți de cântece, ne vor însoți la această liturghie și păsărele. O să auziți un cor foarte frumos de păsări care se vor adăuga corului nostru. Biserica în formă octogonală, ce amintește de cele 8 fericiri propuse de Iisus pe acest munte. Vom ajunge și la Cafarnaum, tocmai ce v-am vorbit mai degrabă despre orașul acesta în care a locuit Iisus după ce l-au renegat nazarenenii și au vrut să-l omoare, a mers la Cafarnaum, unde locuia și Petru și cu Andrei, fratele său, locuiau în casa soacrei lui Petru. Iată cu mândrie Matei, fostul vameș, numit Levi inițial, notează în Evanghelia sa că Iisus a venit să locuiască la Cafarnaum. Și de aceea peste tot vom vedea acolo scris că această localitate, Cafarnaum, este orașul lui Iisus. Aici vom vedea faimoasa sinagogă albă în care Iisus a făcut mai multe minuni, a înviat-o de exemplu pe fiica șefului acestei sinagogi, Iair, îl chema, l-a vindecat pe un om posedat de diavol. Dar lucrul cel mai important pentru această sinagogă este faptul că aici Iisus a ținut faimosul discurs euharistic, redat în Evanghelia după Sfântul Ioan, în capitolul al VI-lea, discursul euharistic. Ne vom întâlni, bineînțeles, cu apostolul Petru, care aici a locuit, pescarul Petru. Vom face și noi o mini-croazieră cu o astfel de barcă pe lacul Genezaret, vreo 45 de minute vom înainta în larg, ne vom opri la un moment dat pentru câteva minute pentru a asculta tăcerea, pentru a medita, pentru a auzi glasul lui Iisus. Veți vedea, vor fi momente foarte, foarte frumoase. Ajungem apoi și la muntele Tabor, muntele acesta numit în Evanghelie Muntele Sfânt, pe care Iisus s-a schimbat la față înaintea ucenicilor săi. Există și aici o biserică făcută de Antonio Barluzzi, arhitectul acela italian de care v-am mai vorbit, biserică ce are încă două capele. Alături de biserică se află capela lui Moise și capela lui Ilie. Prin asta, practic, a respectat într-o oarecare măsură arhitectul dorința lui Petru, adresată lui Iisus: Doamne, ce bine ne simțim aici dacă vrei să facem 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Iată, aici, în mozaicul central, Iisus, avându-l alături pe Ilie și cu Moise, pe nord, și cei 3 privilegiați, așa cum veți fi și dumneavoastră, privilegiații lui Iisus, ca din marea mulțime de creștini care sunt, să fiți aleși, la fel ca cei 3, Petru, Iacob și Ioan, să-i fiți alături în acest pelerinaj. La subsolul bisericii se află un altar de la cea mai veche biserică ce a existat acolo, făcută în perioada constantiniană, mai exact făcută de mama împăratului Constantin, Sfânta Elena. Și deasupra, mozaicul acela imens, pe care îl vedeți, prezintă 4 ipostaze, 4 prezențe reale ale lui Iisus. Odată, mielul născut, pruncul născut la Betleem, mielul de jertfă tatălui, Sfânta Euharistie și mormântul gol ne duce cu gândul tot la Iisus înviat. Vom merge apoi prin Valea Iordanului. Granița dintre Israel și Iordania de astăzi este însuși râul, sau fluviul, cum îl numește Evanghelia, râul Iordan. În această vale destul de mănoasă și această rodnicie este dată tocmai de apa râului Iordan, vom vedea sute de hectare de palmieri, de culturi, care arată bogăția pe care o lasă în urmă sa Iordanul. Nu degeaba este numit în Sfânta Scriptură Iordanul drept râul vieții. Vor fi și multe checkpoint-uri, de asta vom avea mereu la noi pașaportul, o să vă mai spun și acolo, dar vă spun de pe acum, mereu pașaportul va fi asupra noastră, veți avea pașaport valabil 6 luni din momentul intrării în Israel, să mai fie valabil încă 6 luni, pe cât posibil să
să fie curat în sensul să nu aibă vizie de țări arabe, nu orice țări arabe, de exemplu dacă aveți de Arabia Saudită sau de Egipt sau chiar de Iordania, nu sunt probleme. Țările care se termină în Stan, cam sunt cu probleme, Pakistan, Uzbekistan sau nu, Iranul, Irakul, astea, nu mai zic, Siria, Libanul, da, dar nu cred că este cazul. Deci veți vedea deseori checkpoint-uri, puncte din acestea de control, dar nu trebuie să vă temeți pentru că ei se bucură atunci când vin pelerinii, știu că de pe urma lor trăiesc, așa că nu vă faceți griji din punctul ăsta de vedere. Iată aici în imagine, vedeți undeva pe la mijlocul imaginii, râul Iordan este cel care unește lacul Genezaret și Marea Moartă. Iar dincolo spre stânga este Marea Mediterană, o imagine din satelit. Se vede mai bine Valea Iordanului. Și vom ajunge și noi să ne oprim la locul numit Castr Lehud, sau Fortăreața Iudeilor, unde Ioan Botezătorul administra botezul și acolo a fost botezat și Iisus. Aici vom reînnoi și noi botezul nostru. Promisiunile pe care la botezul nostru le-au făcut în locul nostru părinții și nașii noștri, de data aceasta, noi înșine, în mod conștient și liber, le vom face aici, în apa râului Iordan. Nu va trebui să ne îmbrăcăm în astfel de cămăși și vom putea intra doar până la genunchi. Important este să atingem apa Iordanului, apă sfințită de Iisus însuși care a intrat aici. Vedeți, unii obișnuiesc chiar să intre cu totul, să se scufunde cu totul, e un pic mai incomod și se pierde mai mult timp, dar noi vom intra doar până la genunchi și vom primi apa prin vărsare deasupra capului. Ne vom opri și noi la Ierihon, pentru că după ce a fost botezat în râul Iordan, Iisus a fost dus de Duhul, cum spune Evanghelia, a fost dus de Duhul în pustiu. Și aici, la Ierihon, iată, există mănăstirea Carantania. Carant înseamnă 40. 40 de zile a stat Iisus în pustiu, a postit în pustiu și la final a urmat ispitirea. Cele trei ispitiri din partea diavolului. Asta vom medita și noi când vom fi aici la această mănăstire numită și Mănăstirea Ispitirilor lui Iisus. În orașul Ierihon, cel mai vechi oraș din lume, se află și acest sicomor al lui Zaheu. Vameșul acela Zaheu, care vrând să-l vadă pe Iisus, a urcat în acest sicomor, s-a convertit atunci când Iisus s-a oprit sub ramurile acelui copac și i-a vorbit lui Zaheu, i-a zis, coboară repede, căci astăzi trebuie să intru în casa ta. L-a primit și s-a convertit. Vom merge apoi la Betleem. Pelerinajul nostru în Iudeea începe cu Betleemul. Aici există, la vreo 3 km și jumătate de localitatea Betleem, există câmpul păstorilor, sau Beit Sahur, unde se află această biserică foarte frumoasă, făcută de același arhitect Antonio Barluzzi, pe la 1954, și în această biserică ne amintim de păstorii care au plecat în grabă în noaptea primului Crăciun pentru a-L adora pe pruncul Iisus. După ce îngerii le-au cântat Gloria in Excelsis Deo, au plecat păstorii și au adus darurile lor pruncului Iisus. Din nou, fiind vorba de o zonă militarizată, fiind în Cisjordania, dincolo de zidul de separare, o să vedeți că sunt mulți soldați, dar asta nu trebuie să vă sperie, din contra, ne simțim mai protejați. Iată aici biserica aceasta, cea mai veche din Țara Sfântă, biserica nașterii lui Iisus. Din păcate nu o să o vedeți așa cum este acum, pentru că de vreo 3 ani de zile au început lucrări, dar slavă Domnului că au început lucrări de consolidare, nu se mai reparase biserica aceasta de la 1700 și ceva și au reușit să se pună de acord cele trei denominațiuni religioase care o administrează, respectiv armenii, grecii și cu latinii, sau ortodoxi cu armenii și cu catolicii, franciscanii, și au început lucrările care se vor termina anul acesta. De Crăciunul din anul acesta vor fi definitivate lucrările, așadar încă sunt schele. Poate până veți veni dumneavoastră vor mai dispărea din acele schele, dar o să o vedeți. Biserica cea mai veche din Țara Sfântă, făcută de împăratul Justinian, după ce prima, cea făcută de Sfânta Elena, a fost distrusă în anul 528 în răscoala samaritanilor. Tot am vorbit astăzi despre samariteni. Au mai existat probleme și după aceea. Iată, frumos în biserica aceasta, pentru noi va fi foarte emoționant să vedem că are catapeteasma o donație din partea familiei Cantacuzino.
Deci ne găsim bine reprezentați acolo, un pic în o secțiune, vedem cum arată biserica. Și aici steaua aceasta de argint, în jurul căreia este scris acolo un cerc hic de Vergine Maria, natus est nobis Christus, aici Fecioara Maria l-a născut pentru noi pe Hristos. Steaua aceasta este donată tot de o familie cu rezonanță la noi, în rezonanță sonoră la noi în țară, familia Mavrocordat. O merge și la vreo 200 de metri distanță la biserica Grota Laptelui, unde Sfânta Familie a locuit până când au plecat înspre Egipt, când au trebuit să fugă, pentru că Erod a comandat uciderea tuturor pruncilor nevinovați. Și aici, în capătul grotei, acolo unde vedeți icoana aceea care o reprezintă pe Maria alăptându-și pruncul, tradiția susține că acolo se afla Maria când își alăpta pruncul și Iosif a avut acel vis, acel mesaj din partea arhanghelului Gabriel: Iosife, scoală-te repede a pruncul și pe mama lui și fugi în Egipt, pentru că Erod caută să ia viața pruncului. La vreo 9 km distanță de Ierusalim se află Ain Karemul, tot cumva în legătură cu Betleemul, pentru că aici s-a născut, iată unde este biserica aceea pe care o vedeți în imagine, s-a născut verișorul de al doilea al lui Isus, Sfântul Ioan Botezătorul. Nu? Dacă Maria era verișoară cu Elisabeta, cei doi, Iisus cu Ioan, erau veri de al doilea. Vom merge și în biserica aceasta, la nașterea lui Ioan Botezătorul, sărbătoare pe care tocmai ce-am avut-o vinerea trecută. Biserică frumoasă, dedicată de asemenea Sfintei Fecioare Maria și părinților lui Ioan Botezătorul. Îi vedeți acolo în față, în statuia din stânga și din dreapta, Zaharia, preot al templu, și soția sa Elisabeta. Iar bineînțeles, aici vom vedea și grota care marchează locul nașterii înainte mergătorului lui Hristos, Sfântul Ioan Botezătorul. Iată, asta este steaua și vedeți scris din nou cuvântul hic. Hic, precursor Domini natus est. Aici s-a născut înainte mergătorul Domnului. Primele cuvinte pe care le-a spus Zaharia, preotul de la templu, după ce i-a revenit darul vorbirii cu ocazia punerii numelui copilului, au fost, iată, cuvinte de binecuvântare și le vom găsi scrise și în limba noastră, imnul Benedictus. Binecuvântat este Domnul Dumnezeului Israel. Tot la Ain Karem este o altă biserică dedicată vizitei Sfintei Fecioare Maria la verișoara sa Elisabeta, sărbătoarea de la 31 mai. Iată, o statuie la intrare ne întâmpină, care ne prezintă cele două verișoare însărcinate, Maria cu Elisabeta. Ambele au vorbit sub inspirația Duhului Sfânt. Elisabeta a spus acele cuvinte pe care le repetăm și noi de fiecare dată când spunem: Bucură-te, Marie, tu ești binecuvântată între femei și binecuvântat este rodul trupului tău. Iar Maria a spus cuvintele imnului Magnificat: Sufletul meu preamărește pe Domnul. Iată, vedeți, aici scris textul acestui imn Magnificat în multe limbi și dialecte ale acestui pământ. La Ierusalim ne vom duce în cetatea veche. Acolo, practic, este concentrat pelerinajul nostru, în special Triduumul Pascal, patima, moartea și învierea lui Iisus. Cetatea veche a Ierusalimului, care, mergând pe zidurile ei, nu sunt mai mult de 4 km, deci un kilometru pătrat, este împărțită în patru cartiere. Cel din dreapta sus este, practic, cel mai mare, cartierul musulman, care conține și inclusiv esplanada templului, unde vedeți acel dreptunghi cu moschea Domul Stâncii și moschea Al-Aqsa. Apoi, destul de mare este și cartierul dinspre stânga, tot sus, cartierul creștin. Tot creștini sunt și armenii, dar ei doresc să fie recunoscuți ca și popor aparte și datorită genocidului pe care l-au suferit și de curând au împlinit și ei 100 de ani de la faimosul genocid pe care l-au impus turcii. Și un mic cartier există înspre dreapta jos, cartierul ebraic. Iată, venind despre cartierul ebraic, se ajunge la acea esplanadă a templului, unde se află zidul plângerii. Vom merge și noi la acest zid al plângerii. Vedeți cât de concentrată, cât de aglomerată este cetatea veche a Ierusalimului. Vom primi acolo căști, fiecare vom avea pe ureche o cască și veți putea să mă auziți, așa că nu o să ne pierdem, fiți siguri că
nu vom avea astfel de surprize, deși străzile sunt destul de întortocheate, stânga-dreapta, tocmai de aceasta va fi nevoie să mă auziți și la cască. Iată, cupolele acelea gri pe care le vedeți spre dreapta sunt de la Bazilica Sfântului Mormânt, biserica cea mai veche și cea mai mare, cea mai importantă pentru noi creștini, pentru că acolo Iisus a înviat din morți. Aici aveți o imagine deja ultracunoscută, Kotel, cum îi spune evreii în ebraică, se vorba de zidul plângerii, zid care susținea esplanada unde deasupra, astăzi sunt copacii aceia și moschea, dar deasupra era templul, cel de-al primul templu și cel de-al doilea, de care v-am vorbit și la predică, cel făcut de Solomon și apoi cel făcut de preotul Ezra. Deci aceștia sunt evrei veniți la rugăciune la zidul plângerii. Vom începe periplul nostru în cetatea veche a Ierusalimului cu Biserica Sfintei Ana sau Biserica Nașterii Sfintei Fecioare Maria. Aici era scăldătoarea Betesda, scăldătoarea oilor și biserica asta făcută de cruciați în anul 1150 marchează locul nașterii Sfintei Fecioare Maria. O să vedeți că are o acustică deosebită, chiar vom cânta acolo, vom profita și noi de această acustică a bisericii. Încă de la intrare ne va întâmpina această statuie care o reprezintă pe Sfânta Ana, având-o alături de ea pe copila Maria și de pe genunchii mamei sale. Maria a învățat să îl iubească pe Dumnezeu și apoi să îl primească inclusiv în sânul ei. Va începe apoi calea crucii. Aici era cândva, unde vedeți imaginea asta, era cândva fortăreața Antonia. Și aici a fost adus Iisus la curtea guvernatorului roman Pilat, unde a fost biciuit. Ori biserica aceasta tocmai asta comemorează, biciuirea lui Iisus și încununarea sa cu spini. Iată, are vitralii foarte frumoase, de asemenea cupola reprezintă o imensă cunună de spini, în amintirea spinilor pe care i-a purtat Mântuitorul pe fruntea sa. Alături de ea se află și capela condamnării lui Iisus la moarte. Ambele sunt ținute, sunt administrate de frații franciscani din Țara Sfântă. Capela aceasta, iată, prezintă un basorelief cu gestul acesta de lașitate al lui Pilat, care preferă să-și spele mâinile, spunând: eu sunt nevinovat de sângele acestui drept, luați-l voi și răstigniți-l. Și deși știa că este drept, a preferat să emită sentința nedreaptă de condamnare la moarte. Iată cupola de la Mănăstirea Surorilor Notre-Dame de Sion, surori care sunt și aici la noi în țară, chiar și aici la Roman, și la Săbăman, și la Iași, aveau filarmonica pe timpuri din Iași. Rabi? Odatură cui? Dar nu-i Rabi Soni, nu așa-l cheamă. No. Ratisbon. Ratisbon, nu-i Rabi. Deci Rabi de obicei se spune la șeful religios al evreilor, dar pe ăsta îl chema Alfons Marie Ratisbon. Vedem cum îi permite timpul acolo. M-aș bucura să mergem. Este o soră din Răchiteni care a fost înmormântată acolo, sora Elena Doboș, în 2011. Ia? Da, da. Uitați, arcul acesta pe care îl vedeți aici este arcul lui Adrian, făcut în anul 134, după cea de-a doua revoltă a evreilor, a fost înăbușită de către împăratul Adrian și drept marcarea acestui eveniment, un fel de arc de triumf, a făcut el la Ierusalim, arcul lui Adrian. Partea din stânga a arcului este folosită astăzi tocmai de capela surorilor Notre-Dame de Sion, aici în Ierusalim. Vedeți, altarul acela este foarte, foarte vechi, la 134. Acum, uitați, aici am ajuns și la Litostrotos, unde se poate călca pardoseala veche de acum aproape 2000 de ani. Probabil că pe pietra acestea au pășit și picioarele Mântuitorului. Iată, un drum foarte vechi, drumul striat, pentru a nu cădea caii în goana lor când ploua, au făcut aceste striații la pietrele acestea foarte vechi. Este și o cisternă veche aici, cisterna lui Irod, care aduna apa în timpul iernic, când ploua, pentru necesarul cetății și serviciile de la templu. Vom fi deja pe calea crucii, numită
astăzi Via Dolorosa. Deși trece drumul acesta prin cartierul islamic, prin cartierul musulman, poartă în continuare numele de Calea Crucii și este foarte emoționant, nu? Să vezi că printre musulmani trece drumul crucii și pelerinii, poate și noi, nu? Vom purta crucea, patru câte patru, rememorând acest drum pe care l-a făcut acolo, efectiv pe acele locuri, Mântuitorul acum 2000 de ani. Iată, stațiunile sunt marcate cu astfel de discuri, de cupru, cu cifra romană corespunzătoare respectivei stațiuni. Aici, la stațiunea 3-a, este o capelă frumoasă, ținută de armenii catolici, de asemenea și stațiunea 4-a, tot de ei este administrată, comemorează prima cădere a lui Iisus sub povara crucii și vedem cum participă întreaga creație la această suferință a Creatorului, suferință provocată de creatura sa. Foarte emoționant și tabloul acesta, unde îl vedem pe Iisus în filigran, mergând înaintea noastră. Noi suntem acolo undeva în spatele Lui, fiecare cu crucea sa, mai grea, mai ușoară, mai lungă, mai scurtă, dar cu toții conștienți că pe acest drum Iisus însuși și-a vărsat sângele. Stațiunea 4-a, marcată de această frumoasă statuie, unde vedeți cum Iisus e Cel care o încurajează pe Maria la întâlnirea dintre cei doi, pe drumul crucii. Iisus îi dă curaj mamei sale, care pare mai descurajată decât El. El, care era dus la moarte, o susține. Stațiunea 5 are de asemenea o capelă care amintește de întâlnirea dintre Iisus și Simon din Cirene, acest străin care este obligat de către soldații romani să-l ajute pe Iisus să-și ducă crucea. Era riscul să ajungă cu Iisus deja mort pe calvar. Ori ei aveau în foaia de parcurs, să spunem așa, obligația de a-l răstigni. Dar dacă era mort, de ce să-l mai răstignească? Nu știu, așa scrie, trebuie să-l răstignim. Și ca să nu fac această imagine de... să nu se facă de râs, au preferat să-l oblige pe acest Simon din Cirene să-l ajute pe Iisus să-și ducă crucea. Există această statuie, acest grup statuar în capela fraților franciscani. Începe apoi urcarea și la jumătatea urcării, iată, există această capelă de pe stânga, ținută de micile surori ale lui Charles de Foucault, care amintește de gestul Veronicăi, Veronica cea miloasă, care șterge chipul lui Iisus de sudoare și praf. Iar el, drept recunoștință, își întipărește chipul pe marama Veronicăi. La stațiunea 7 se meditează cea de-a doua cădere a lui Iisus sub povara crucii, de asemenea există și aici o capelă a fraților franciscani. Stațiunea 8 are doar acest semn pe zidul unei mănăstiri ortodoxe, cifra 8 și semnul acesta foarte vechi cu o cruce, ce amintește de femeile din Ierusalim care îl plâng pe Iisus. Se ajunge și la ultima stațiune care se află în afara Bazilicii Sfântului Mormânt, stațiunea a noua, cea de-a treia cădere a lui Iisus sub povara crucii, în zona copților. Copții sunt creștinii din Egipt. Și apoi deja intrăm în Bazilica Sfântului Mormânt, unde imediat ce intrăm pe dreapta se urcă niște trepte și ajungem la acest altar numit Calvarul. Este împărțit în două parte, spre dreapta, unde vedeți mozaicul acela cu răstignirea lui Iisus și Maria în picioare, este proprietatea fraților franciscani, deci altarul catolic. De asemenea, statuia care este între cele două altare, o donație din partea Portugaliei, o reprezintă pe Maria cu inima străpunsă de sabia durerii, împlinirea promisiunii făcute în ziua prezentării lui Iisus la templu, profeție făcută de bătrânul Simeon, i-a zis Mariei, prin inima ta va trece o sabie. Și durerea aceasta a simțit-o cu siguranță Maria aici pe calvar, când și-a văzut fiul ucis. Iar în stânga, unde vedeți crucea aceea, este acolo locul unde a fost înălțată crucea și locul unde Iisus a murit pe această cruce. S-a rugat aici și Sfântul Părinte Papa Benedict, înaintea lui Papa Paul al VI-lea, Papa Ioan Paul al II-lea, Sfântul Papa Francisc, toți au trecut pe aici și vom ajunge și noi. Vedeți undeva spre dreapta stânca despicată, o stâncă deja crăpată. Stâncile s-au despicat, spune Evanghelia. La moartea lui Iisus a fost un cutremur
puternic, în urma căruia stâncile s-au despicat și mulți morți au înviat. Aceste despicături ale stâncilor se pot vedea și astăzi. Din nou, imagine de pe calvar. Jos, la baza calvarului, se află lespedea Ungerii, am putea spune stațiunea 13-a, locul unde a fost depus Iisus de pe cruce și a fost uns, așa cum este obiceiul la evrei, cu nard în vederea înmormântării sale. Așadar, piatra aceea unde deasupra sunt acele candele este numită lespedea Ungerii. Seamănă mormânt, dar nu este vorba de mormânt, pentru că mormântul îl vom vedea după aceea în partea dinspre stânga. Din nou, imagine de pe calvar. Iată cam cum arăta acum 2000 de ani zona aceea. Asta este biserica, vedeți, cuprinsă de aceste cupole, dar inițial era spre dreapta unde este crucea. Acolo era Golgota sau muntele Calvar și apoi era o grădină în care erau săpate morminte. Iosif din Arimatea și-a pregătit mormântul pentru sine, dar în graba acelei zile de Vinerea Sfântă, nemaivând timp să pregătească un mormânt pentru Iisus, și-a dat propriul mormânt, fără să știe că avea să devină cel mai vizitat, cel mai cunoscut, cel mai admirat loc de pe acest pământ, Sfântul Mormânt. Vedeți unde este spre dreapta muntele acela? Acolo, în munte, era săpat mormântul lui Iisus. Sfânta Elena, din păcate, a îndepărtat acest munte când a construit la 330 biserica aceasta și a făcut doar în jurul mormântului un mausoleu, cum vedeți în acea imagine despre stânga. Iată, acesta este mormântul lui Iisus. Nu veți reuși nici pe acesta să-l vedeți exact ca aici, pentru că, iar spun, din fericire, anul acesta, după Paștele Ortodox, au început lucrări de reconstrucție la acest mormânt, pentru că era riscul să cadă pietrele. De vreo 200 și ceva de ani nu au mai fost făcute niciun fel de reparații, erau numai niște chingi care țineau să nu se împrăștie pietrele, niște chingi de fier, și ca atare au început, vedeți barele acestea din imagine acum, vor dispărea astea, dar sunt lucrări care durează cel puțin 8 luni. Au zis între 8 luni și un an. Bine că se lucrează, nu va fi diferit ca și imagine de cum este acum, dar vor dispărea aceste adăugiri care sunt în plus. N-ar trebui să existe fiarele acestea care sunt acolo. Iată la interior, sperăm să reușim să prindem și noi în orarul fraților franciscani de dimineață o sfântă liturghie pe care să o celebrăm poate chiar aici. Nu avem încă siguranța, asta se poate afla cam cu o lună maxim înainte, dar mă voi strădui să reușim să avem și noi o liturghie în acest mormânt, unde de regulă când stăm la rând, mai multe zeci de minute, poate chiar o oră sau două ore, depinde de fluxul de pelerini, când intri acolo stai doar 10 secunde, 20 de secunde. Dacă vom reuși să avem liturghia, și rugați-vă și dumneavoastră pentru asta, vă dau ca temă pentru acasă, să vă rugați, vom putea sta chiar și o jumătate de oră aici, pe mormânt, la Sfânta Liturghie. Iată, la intrarea mormântului Iisus se află această piatră pe un piedestal. Se spune că este o bucată din piatra care a fost rostogolită la intrarea în mormântul lui Iisus. Piatra despre care femeile sfinte se întrebau cine ne va ajuta să dăm deoparte mastodontul acela de piatră. Și când au ajuns aici, piatra era deja îndepărtată și îngerul, pe care îl vedeți în parte din spre dreapta, îngerul le-a întrebat pe femei, ele sunt în stânga reprezentate, de ce îl căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, a înviat. Iată din nou piatra aceea de pe piedestal. Din nou, o imagine cu o altă biserică de pe muntele Sionului, Biserica Adormirii Maicii Domnului, locul unde Maria a adormit întru Domnul, nu se spune că a murit, pentru că moartea este urmarea păcatului, ori întrucât în Maria nu a existat nici măcar umbra păcatului strămoșesc, nu avea rost să moară, dar doar a adormit și a fost înălțată cu trupul și cu sufletul la cer. Există o statuie foarte frumoasă în subsolul bisericii care o reprezintă pe Maria în adormire. O statuie sculptată în lemn de abanos, având mâinile și chipul din colți de elefant, din fildeș. Iată, tot aproape de biserica aceasta se află și cenacolul, sala ultimei cine, unde Iisus a instituit,
putem spune, 4 sacramente din cele 7, 4 au fost instituite aici. Sacramentul Sfintei Euharistii în Joia Sfântă, Sacramentul Sfintei Preoții, de asemenea, în Joia Sfântă, Sacramentul Spovezii, când a apărut Iisus după înviere ucenicilor, suflând asupra lor, le-a zis, primiți pe Duhul Sfânt, cărora le veți ierta păcatele, vor fi iertate și cărora le veți ține, vor fi ținute. Și de asemenea, 50 de zile după înviere, Iisus aici le-a trimis pe Duhul Sfânt. Deci, sacramentul mirului sau confirmațiunea. Vă voi explica acolo ce este cu acest basrelief. Acest copac de măslin făcut din bronz este o donație din Papa Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea, care a celebrat aici liturghia în ziua de 24 mai, martie a anului jubiliar 2000. Sub cenacul se află mormântul lui David, un loc ținut de evrei, pentru că, nu așa, David, se știe, a fost acela care a construit, practic, cetatea Ierusalimului. De asemenea, tot pe muntele Sionului stă și o biserică numită Sancti Petri in Gallicantu, biserica Sfântului Petru unde a cântat cocoșul. Aici era casa marelui preot Caiafa și aici a fost adus Iisus după ce s-a rugat în grădina măslinilor, când a fost arestat, l-au adus aici la casa marelui preot. Aici e locul unde Petru s-a dezis de învățătorul său, zicând, nu-l știu pe ăla, non novi illum. Nu-l cunoaște. Petru care îl văzuse pe Iisus în glorie pe muntele Tabor, Petru care a mers pe apă la invitația lui Iisus, pe lacul Genezaret, acum tremură în fața unei portrese și spune, nu-l știu pe ăla. Foarte frumoasă și biserica aceasta, poate chiar cea mai frumoasă dintre toate bisericile din Țara Sfântă, plină de mozaicuri. O să o vedeți acolo și cu siguranță o să o admirați. Are 3 niveluri, practic sus, mai fost mai degrabă. Aici, la partea mediană, în partea de, mai de jos. Și pe această intrare, pe această gaură, a fost lăsat Iisus în cisterna de la casa lui Caiafa, deja transformată în închisoare, cât a stat în noaptea dinspre joia spre vinerea sfântă. Așa cum vedeți în mozaicul acesta, legat cu funii de sub braț, a fost lăsat Iisus până în cisternă. M-au aruncat în adâncul gropii, scrie acolo în limba franceză. Aici mai mult în limba franceză se scrie, pentru că aparține francezilor asumționiști. Iată, aceasta este grota sau cisterna în care a fost lăsat Iisus. Și pe peretele acestei cisterne, o să vedeți dumneavoastră acolo când veți ajunge, această siluetă, o umbră a unui om în rugăciune. Vorbește atât vizionara Ana Caterina Emmerich din Germania, cât și Martha Ben din Franța, vorbesc despre această apariție, de această prezență a unei siluete a lui Iisus în rugăciune, cu brațele întinse, în cisterna în care a fost ținut la casa lui Caiafa. Iată scările pe care în noaptea aceea de joia spre vinerea sfântă, de două ori au călcat picioarele Mântuitorului. Odată când, coborând de la cenacol, au mers spre valea Cedronului, pentru a o lua apoi spre grădina măslinilor, Ghețemanii, și apoi arestat acolo în grădina măslinilor, Iisus este adus, târât de soldați, înapoi, tot pe aceleași scări, la casa lui Caiafa. Există din anul 2003 această machetă care reprezintă Ierusalimul în perioada de gloria creștinismului și o să vedem acolo, iată și macheta, cum arăta pe atunci Bazilica Sfântului Mormânt și alte locuri. Și deja ne apropiem de final, vom merge și pe muntele Măslinilor, unde sus pe vârful muntelui vom intra în această biserică, mare biserică, nu ce vedeți în centru, ci gardurile acelea pe care le vedeți sunt practic biserica făcută de Sfânta Elena, numită Eleona, capela înălțării lui Iisus. Din acest loc, Iisus a înălțat la cer, la 40 de zile după învierea sa, și există îngrădită această piatră, unde vedeți că lumea merge pentru a prinde lumânări, pentru a atinge piatra pe care Iisus a atins-o ultima dată înainte de a se înălța la cer. Tot alături se află și biserica Tatăl Nostru, făcută de o franțuzoaică numită Aurelia de Bossi. Aici vedem scris în multe limbi, în total 171 de limbi și dialecte, textul rugăciunii Tatăl Nostru. Aici la intrare arată niște suluri, cum au evreii cartea veche, în limba
ebraică pe dreapta și în dialectul aramaic pe stânga. Dialectul acesta aramaic era limba pe care o vorbea Iisus acum 2000 de ani. Atât vom găsi și în limba română, ne vom ruga, vom cânta chiar, pentru că spune Sfântul Augustin, cine cântă bine se roagă de două ori și noi aici ne vom ruga rugăciunea Tatăl nostru. Aceasta este grota unde Iisus i-a învățat pe ucenici să se roage adresându-se lui Dumnezeu cu titlul de Tată. Iată, asta este mormântul principesei ducesei de Bouillon, Aurelia de Bossi, care cu fondurile familiei sale a reușit să construiască biserica aceasta, o mănăstire carmelitană. La picioarele ei, vedeți, acolo se află o urnă și în urna aceea se află inima tatălui ei. Iată, tot pe muntele Măslinilor, o altă biserică frumoasă, Dominus Flevit, Domnul a plâns. Coborând odată Iisus cu ucenicii pe muntele Măslinilor, priveau în față panorama cetății Ierusalimului, nu vedea moscheea de astăzi, moscheea aceea cu cupola aurie, Domul Stâncii, nici moscheea Al-Aqsa, vedea în schimb templul din Ierusalim și erau mândri ucenicii. I-au spus, ia privește, Doamne, ce frumos e, ce templu măreț avem, cât de tari suntem noi. Și Iisus, știind ce avea să se întâmple în anul 70, cu distrugerea templului, a zis, Ierusalime, Ierusalime, care ucizi profeții și bați cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să-i adun pe fiii tăi, așa cum o cloșcă își adună puii sub aripile sale, dar nu ați vrut. De asta există pe piciorul altarului acel mozaic ce reprezintă o cloșcă având puii sub aripile sale. La baza muntelui Măslinilor se află grădina Măslinilor cu biserica Agoniei lui Iisus. O să vedem aici în proprietatea fraților franciscani mai mulți copaci multiseculari și cred că deja și aici observați cum din trunchiul bătrân, din trunchiul mort al măslinului, iese o nouă mlădiță care aduce rod și astăzi. Sunt copaci care au fost martori sau poate sunt părinții sau maxim bunicii copacilor sau bunicii lor au fost martorii, l-au văzut pe Iisus însângerat după ce a sudat sânge mergând spre ucenicii săi care de o aruncătură de piatră pentru a-i retrezi la rugăciune. Petru, dormi? Măcar un ceas n-ai putut veghea împreună cu mine? Vegheați și vă rugați ca să nu cădeți în ispită, căci Duhul este el râvnic, dar trupul este neputincios. Iată biserica numită și a tuturor națiunilor sau biserica Agoniei lui Iisus, aflată la baza muntelui Măslinilor. Aceea cu aur de mai sus este o biserică rusească, biserică ortodoxă, dedicată Sfintei Maria Magdalena. Nu este biserică sanctuar? Grota? Știu, merge la aruncături de piatră, acum ajungem, și la grota apostolilor. Iată, pe biserica tuturor națiunilor sau biserica Agoniei lui Iisus o să vedem un mozaic frumos care îl reprezintă pe Iisus în rugăciune pe piatra pe care a sudat sânge. Aceasta este piatra, poate vom reuși să celebrăm și aici Sfânta Liturghie, pe acest altar cu formă de potir, care iată, adună sângele lui Iisus, picăturile care au curs și au udat stânca aceasta din fața noastră. Toată biserica e plină de mozaicuri, fiecare cupolă este o donație din partea unei alte țări care a dorit să contribuie prin credincioșii ei la ridicarea acestui lăcaș de cult în anul 1924. Iată, mozaicul central dinspre stânga prezintă sărutul trădător al lui Iuda, care prin acest sărut îl arată soldaților pe cine să-l aresteze. În dreapta vedem tocmai arestarea lui Iisus în grădina Măslinilor, iar în centru Iisus care se roagă pe acea stâncă și vine un înger din cer care îl întărește pentru a merge mai departe. Iată, aceasta este grota la care vă referați, grota apostolilor. Unii mai spun grota trădării. Vedeți acolo la baza altarului, cumva sub altar, sunt doi dintre cei trei privilegiați. Doi sunt aici prezenți. Deci Petru, Iacob și Ioan erau cei care au fost cu Iisus pe muntele Tabor, aceia care au fost cu Iisus la învierea fiicei lui Iair, șeful sinagogii din Cafarnau, aceiași trei au fost chemați cu Iisus și aici la grota și la muntele Măslinilor, în grădina Măslinilor, pentru a-L întări. Și ei continuau să doarmă, erau obosiți, săraci. Tot aproape de grota apostolilor este și biserica aceasta făcută de cruciați, dedicată
Maicii Domnului. Se mai numește mormântul Maicii Domnului. Multe secole a fost administrată de armeni, greci și latini, sau frații franciscani. Însă, la un moment dat în istorie, au fost deposedați frații franciscani, au pierdut complet posesiunea acestei biserici și astăzi au rămas doar grecii și cu armenii. Iată, se coboară 47 de trepte în total și se ajunge la capătul treptelor, pe partea dreaptă, când cobori, să vezi, ajungi să vezi acest mormânt, unul dintre cele trei morminte goale din Țara Sfântă, mormântul Maicii Domnului. Aici a fost așezată după ce pe muntele Sionului Maria a adormit, părea o moarte obișnuită în ochii apostolilor, pentru că au adus-o la cimitir și au îngropat-o, dar mereu întârziatul Toma nu era prezent la înmormântarea Mariei și când a venit și el după vreo 2-3 zile, a cerut să se deschidă mormântul și au găsit mormântul gol. Maria nu mai era aici, a fost înălțată cu trupul și cu sufletul la cer, așa cum medităm cu toții în ziua de 15 august. Asta este mormântul gol al Mariei. Și în spatele mormântului se află o icoană foarte frumoasă, un chip angelic al Maicii Domnului. Se spune că a fost pictată de însăși Maica Domnului. O să vă spun acolo mai multe despre icoana aceasta. Vom merge în ultima zi a pelerinajului nostru și la Betania, lângă Ierusalim, practic mai puțin de 3 km, se află Betania, dar astăzi, datorită zidului, va trebui să facem un conjur de vreo 17 km. Nu-i nimic, am pus exact în ziua când oricum mergeam înspre pustiu și mergem la mormântul lui Lazar, prietenul lui Iisus, care a fost înviat. Iată, vă ziceam că sunt trei morminte goale în Țara Sfântă, mormântul lui Iisus, mormântul Mariei și mormântul lui Lazar. Acesta este mormântul lui Lazar și aceasta este biserica dedicată celor trei frați, Lazar, Marta și Maria, care îi vedem de altfel în aceste mozaicuri. Aici, așadar, Iisus, discutând cu cele două surori, îl vedem în mozaicul central și dincoace, când le spune Iisus, dați piatra la o parte. Doamne, dar miroase deja că ce morte 4 zile. Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Au dat piatra deoparte și Lazar a fost eliberat, desfăcut de lințolul în care era legat. Vom merge apoi și la Qumran, locul unde esenienii, acea sectă ebraică, pe la anul 168 înainte de Hristos, au construit așa numitul Kirbet Qumran, mănăstirea de la Qumran, dar mănăstire nu în sens creștin, ci în sensul lor ebraic. Aici s-au retras de parte de templul de la Ierusalim, pe care îl considerau corupt, și ei se ocupau de transcrierea cărților sfinte. Au lăsat în grotele lor, atunci când au fost distruși în anul 70 de către romani, au lăsat toate scrierile, Tora, cărțile pe care ei le copiau, erau ca astăzi tipografii, așa că la mână se copia fiecare literă. Și în mod accidental, dar știm că la Dumnezeu nimic nu este întâmplător, s-au descoperit în 1947 aceste manuscrise, care se află în mare parte din ele prin diverse muzee ale lumii, dar au fost multe recuperate și readuse la Ierusalim. Se găsesc astăzi în muzeul Casa Cărții, în centrul Ierusalimului. Da, Knesetul. Iată, cam așa erau ținute în oale, în vase din acestea de lut. Cam undeva în partea din nord-est a Mării Moarte se află Qumranul și vedeți cam distanță. De la Qumran la Ierusalim sunt 38 de kilometri doar. Și aproape de Ierusalim, iată, vedeți Betleemul. Vom merge și la Masada. Nu multe grupuri merg acolo, de obicei consideră că e prea departe, prea și scump, că vom urca cu telefericul, e greu să mergem pe jos. Eu sunt de 14 ani, dar încă niciodată n-am urcat muntele ăsta pe jos. Nu știu, nu cred, nu. Dar nu avem un program, de asta n-am pus. Nu mergem la Stella Maris. Muntele Masada, unde s-au refugiat evreii după ce Ierusalimul a fost distrus în anul 70 și aici au mai rezistat încă 3 ani. Iar în anul 73 romanii au reușit să cucerească și muntele Masada. Era o fortăreață deja construită de Erod cu vreo 2 secole înainte, dar au reușit romanii să
urce pe această rampă pe care o vedeți aici în imagine, să urce un turn care avea în capăt un fel de berbec, cum îl numeau ei, instrument cu care au străpuns zidul cetății și când evreii au văzut că nu mai au nicio șansă, s-au sinucis. Chiar în noaptea de Paști a anului 73, deci în ziua de 14 Nisan a anului 73, evreii s-au sinucis în masă. 950 de persoane s-au omorât. Iată, vă spuneam că noi vom urca cu telefericul. Apoi, dacă veți mai avea forță, veți putea profita un pic de calitățile curative ale Mării Moarte, o mare foarte sărată, 34% din apa din mare este sare. Nu știu dacă vom vedea noi în acea perioadă când vom ajunge chiar astfel de formațiuni de sare, dar există. Cine va vrea, va putea să facă și baie, să plutească, cine nu doar admiră. Stând pe Marea Moartă, efectiv apa te ține deasupra. Nu ai de făcut nici cel mai mic efort. Chiar să vrei să intri, să revii în poziție în picioare, trebuie să te țină altcineva, pentru că singur nu poți reveni. Așadar, vă recomand să aveți la voi costumul de baie pentru a putea face și această experiență unică în viață. Sunt imagini foarte frumoase. Recunosc că eu nu am văzut niciodată chiar pe viu așa multă sare, dar există, pentru că acolo au fost fotografiați. Și seara vom ajunge în aceeași zi la aeroport, unde ne așteaptă un control. Va fi destul de dur, dar nu trebuie să vă speriați. Deci, deja veți fi la finalul pelerinajului. Cel mai rău ce v-ar putea face atunci ar fi să vă trimit acasă. Așa că n-aveți nimic de vă speria. Aici este locul unde noi ne vom despărți. Eu până aici voi putea sta cu dumneavoastră. Dacă mă voi hotărâ să mă întorc și eu în țară, atunci voi lua și eu și voi fi mai departe cu voi, dar nu cred, mă vor aștepta alții. Și apoi vă întoarceți. Asta este locul unde mai puteți cheltui dacă mai aveți bani la duty free, zona fără taxe. Și apoi, apropo, sunteți unii care aveți deja pașapoarte biometrice, nu? La ieșire, dar o să vă mai spun și atunci, la ieșire nu o să mai trebuiască să stați la coadă, să vă interogheze, pur și simplu veți pune pașaportul la aceste aparate care există, iată, destul de multe acolo, puneți degetul pe care v-a luat amprenta când ați făcut pașaportul biometric și deja vă iese viza cu care puteți ieși. Deci s-a făcut foarte, foarte comod, s-a facilitat ieșirea din țară. Apoi vă ia un avion, nu că ăsta, nu de la El Al, ci un avion Tarom, cu care vă veți întoarce la Iași și toate vor fi spre mai marea slava lui Dumnezeu. Acum, dacă mai aveți voi alte întrebări, stau la dispoziție, nu știu, m-am lungit, a trecut mai mult de o oră, nu, cam o oră. Vreme. Da. În perioada deci Israelul are cam numai două perioade, două anotimpuri, iarnă și vară. Iarna nu trebuie să vă sperie, foarte rar este când se găsește la Ierusalim un pic de zăpadă. Dacă este să stea zăpada câteva ore, maxim ce a stat 2-3 zile pe diverse porțiuni, dar nu e ceva de speriat. Așadar, în perioada când veți veni, nu, în 14 octombrie, va fi cumva început de toamnă acolo, respectiv dimineața și seara va fi cum e pe la noi toamnă, iar peste zi vară. Deci haine relativ legere. Nu-i de ploaie, nu va ploua deloc. Pot fi și 32 și 35, ca să vă așteptați la cei mai rău, să zicem. Dar noaptea și dimineața, seara, pot ajunge și la 18 grade, deci răcoare. Se întunecă repede, din cauza asta cam până la 5 vom putea vizita, deja din octombrie, de la 1 octombrie, bisericile se închid la ora 5, în rest se închideau la ora 6, pe perioada verii, între 1 aprilie și 1 octombrie se închid la 6, acum la 5, că e ziua mai scurtă. O primiți la intrare în Israel. Când intrați acolo la aeroport, viza. Viza. Când intrați în țară, o să fiți cu grupul, de asta e bine să stați mereu pe lângă părintele,
chiar dacă v-a pus viza, treceți dincolo de ghișeu și așteptați, vă regrupați iarăși, nu mergeți singuri, pentru că grupul, pe de-o parte, vă și frânează pe unii, dar vă și apără. Și mai mult e de profitat de fapt de a sta în grup. Pentru că dacă, Doamne ferește, unul pare ceva probleme și grupul a plecat, pe el s-ar putea să-l țină și vreo 2-3 ore. Dar așa, când el este așteptat de grup și ei vor fi cumva presați, nu? Noi nu plecăm, noi suntem grup, trebuie să luăm, nu putem să lăsăm oamenii în urmă. Așa că ei vor fi presați ca să vă dea drumul, să-i dea și lui drumul ca să plecați cu toții. Deci nu mai trebuie viză, cum era pe timpuri, că se obținea la ambasada Israelului din București, cum după multe chinuieli. Nu, acum deja din 1 martie 2008, și românii intrăm, precum italienii, germanii, francezii, la intrare primiți o viză pe 3 luni valabilă. Nu există restricții de a fotografia. Veți auzi, poate, la intrarea în mormântul lui Iisus, sunt acolo călugării greci care spun, no foto, no foto, doar acolo. Și de apreciat faptul ăsta, pentru că în cele 10 secunde cât poți intra să te rogi la Sfântul Mormânt, chiar ar fi păcat să pierzi acele 10 secunde fotografiind în loc să te rogi. Dar doar din punctul ăsta de vedere se pune condiția. Dar mai sunt unii care mai reușesc să fure, cum s-ar spune, s-au rugat și au mai făcut și o poză. Dar e plin internetul de fotografii despre asta, sau dacă vreți îmi spune și vă dau, eu am destule fotografii acolo. În rest, oriunde puteți fotografia fără nicio problemă. Nu sunt restricții. Sau unde sunt restricții, se vor anunța în mod clar acolo. Dar ca general nu sunt restricții la fotografia. Nu sunt locuri unde să se spună că femeile să fie cu capul acoperit, dar peste tot se cere, și asta nu trebuie să ne spună ei, se cere o îmbrăcăminte decentă. Atât la femei cât și la bărbați să fie îmbrăcămintea sub genunchi, deci să nu fie genunchii goi, să fie o oarecare mânecă, deci nu fără mânecă, fără decolte prea mare, dar ceea ce spune bunul simț și decența față de o biserică, față de un loc sfânt, nu mai mult, deci nu se impune. Sunt unii care impun, dar asta grupurile ca atare impun, nu locul de acolo, capul acoperit, nu. Apoi, vor fi și unele zile când vom avea de uncat mai mult, de exemplu când vom merge pe muntele ispitirilor, e bine să avem acolo și încălțăminte de asta de mers, dar nu e ceva ieșit din comun. Deci mergem obișnuit, deci călțămintea comodă și bună la mers. Tocul, dacă aveți tocul, să știți că o să vă încurce. Nu. Nu chiar în munte, nu facem drumeții. Ne gândim că avem și persoane care merg mai greu, sau acolo Țara Sfântă e vizitată și de persoane cu diverse probleme. Nu e nici Lurdul unde să fie numai rampe și putea merge ușor cu cărucior, cu scaun cu rotire. Nu e nici așa, dar dacă va fi cazul, suntem atâția Simon din Cirene, unde ne vom mai ajuta, nu? Respectiv să ducă crucea. Dar, deci nu sunt extreme. Nu e ceva greu de făcut. Am avut și persoane de 97 de ani din grup și au făcut față. Așa că, la ce văd eu pe aici, pe biserică, veți face cu toții față. Apoi sunt locuri care, unde cineva simte că nu mai poate, poate să rămână la autocar, nu înseamnă, programul este doar propus, nu impus. Fiecare își cunoaște limitele, dar nu, vă asigur că nu este. Eu fac și de 32 de ore am avut pe an programul ăsta, așa că am rezistat încă-s viu. Mulțumesc Domnului. Mulțumesc eu de invitație. Ce anume? Pe mine?
Da. Să fiu sigur. Sigur că da. Doar dacă simțiți că televizorul, cutia aia neagră, vă sperie cu ceea ce vă spune, închideți-l. Nu credeți nimic din ce auziți acolo. Da? Deci eu sunt de 14 ani și, deși sunt conflicte, nu sunt în locurile unde mergem noi. Să nu vă sperie cineva sau să vă spună, nu te du acum pentru că se trage. Și eu am prins multe războaie acolo, dar războaiele sunt ori în Gaza, ori unde sunt războaiele, noi nu mergem. Noi, acum mai nou este de anul trecut, din octombrie, s-a numit intifada cuțitelor. Sunt, dar este conflictul dintre arabi și israelieni. Nu ne privește pe noi sau nu în mod direct pe noi. Noi vom fi grup, să vă vedea că suntem grup. Veți avea poate și un semn distinctiv care să vă arate ca grup. Veți avea casca pe ureche, vom merge în grup. Așa că ei nu se leagă de grupurile. Nu vor să sperie pelerinii ca după aceea să nu mai aibă deloc turiști și să moară de foame. Ce au cu evreii. Noi nu intrăm în ecuația asta. Deci să nu aveți din punctul ăsta de vedere nicio teamă. Să spuneți, nu merg acum că am auzit că a fost o bombă la Gaza. A fost. Și a fost și în Madrid, a fost și în Londra și la Bruxelles. Doamne ferește să nu mai fie. În aeroport? Nu. No. E cel mai sigur aeroport din lume. Deci cursurile care pleacă de acolo sunt cele mai sigure. O să vedeți că au și motiv de ce sunt cele mai sigure. Pentru că sunt foarte bine controlate. Deja la intrare cu vreo 5-6 km încep controalele. Așa că n-au cum să ajungă. Vă asigur de asta. Când Domnul e cu noi, cine e împotriva noastră? Câteva luni. Da.
M-a anunțat și pe mine când va fi, ca să urmăresc eu. Sigur. Are, da. Exact de asta să fie pregătire spirituală, spovada, acolo vom avea în fiecare zi liturghia, așa că participarea va fi completă și cu Sfânta Împărtășanie. Da. Adică dacă vor să se piardă. Este aia, oricum acolo când veniți o să primiți cartea aia, pe care, ghidul pelerinului, pe care o să aveți acolo toate liturghiile, cântecele, referințe biblice, o carte. O să mă interesez să o primiți înainte de a ajunge acolo, atunci, da. Da. Sigur că da. Da. Avionul e problema. Da. Agenția, eu am cerut agenție și agenția a făcut. Cu cât sunteți mai mulți, cu atât scade prețul. Asta e avantajul.
Este un film, dacă aveți ocazia să-l vedeți, să-l scoateți de pe internet. Filmul ăsta ține 6 ore, merită să-l vedeți. L-a făcut de Peter Strauss și Peter O'Toole, doi actori faimoși. Cine? Nu, Sabah, Michel Sabah, da, este patriarh emerit, da, sigur, sigur, sigur. Acum acolo vom avea și cu son, cu numele în piept. Da. Facem, facem. Când o să am numele. Tamus. Am dus 84. Nu, nu, nu. O să vedeți că e... Altfel cântă un cor de... 40, de 50, altfel cântă la biserică când sunt 20, din care cântă 10. Cu cine? Da, dar ei nu cântau, n-ați avut nicio liturghie cu evreu. Da, dar evreu și nu a făcut liturghie, n-ați avut. Program spiritual a fost cam zero. Nu, 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 grupul nu va suferi. Noi spunem programul, iau programul și noi vom pleca. Și el ne va căuta, nu vom sta noi după el. Eventual la aeroport, ultima zi, da, va trebui să-l căutăm. Dar în rest, fiecare, dacă s-a pierdut, el ne va căuta și ne va găsi. Deci el ne va da telefonul, nu noi îl vom căuta pe el. Dacă vreți, v-am spus, programul este propus, nu este impus. Cine nu vine înseamnă că nu vrea programul, așa că noi nu să pierdem locurile. Exact. Exact, respectiv poate să anunțe, sigur, să anunțe și astea, să înțeleg. Nu, dar programul este făcut de așa natură încât să prevăd și timpii ăștia și neprevăzutul și nu vom fi fixiști, adică mergem... Nu, nu, sigur, sigur, toate... Da, da. Dar vă spun eu că dacă sunt, de câte ori sunt mai puțini, respectiv își spun, noi suntem puțini, noi ne permitem să mai pierdem timpul, și aici se pierde cel mai mult timp. Pe când sunt mulți, își zic, nu o să mă aștepte pe mine, că uite, sunt 50, nu o să mă aștepte pe mine, mă grăbesc. Atunci fiecare are grijă asta și să ajunge la timp. Deci, mult mai disciplinate mi s-au întâmplat, am avut eu grupurile mai mari decât cele de 8 persoane, că am mers cu 8 persoane și totdeauna cu 8 fiecare are câte o idee și atunci chiar să mai schimbă programul, să renunțe la multe din astea, acum stă la operii. Și dacă toți 8 au hotărât, așa, ceea ce la un grup mare, nu. Ajunge unul să spună, eu vreau să mergem acolo și trebuie să meargă toți, pentru că este în program. Exact, pentru două. Hai glume. Dar copiii când sunt sub 12 ani plătesc doar 60, cât? Nu o să iai împlinit, o să spune că nu ai împlinit, nu o să înceară acte. Și așa că plătești numai 60%, deci 40% are reducere acolo. Nu știu, la avion dacă are ceva, nu cred că mai. Îți parc la avion numai până la 2 ani. Dar acolo agenția când e până în 12 ani ne oferă reducerea de 40, deci plătește numai 60%. Nu mai n-am acum în cap exact. M-am spus că procente 60%
de plată și numai 40 la părinții, el totul cu părinții, da. 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 Dacă aș fi avut și textul, citeam, dar așa, nu vreau să o pocesc, că nu-i demn. Facem pe românește, că o spunem cu toții. Sau cântăm, că tot am spus că cine cântă se roagă de două ori, tot să cânt eu pe românește, iar după Porumbescu, da? Tot le cânt și italienilor acolo și le place când suntem la Tatăl nostru, la grotă. În numele Tatălui și a Fiului și al Sfântului Duh. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă. Greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci să fie cu voi. Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Să mergem în pace. Și vă mulțumesc.